În ultimii 10 ani, Cerebela a trecut prin schimbări majore, s-a căsătorit, a devenit tată și, evident, a mai îmbătrânit 10 ani. Nu sunt singurul. Cerebela este acum aici să ne spună despre toate întâmplările bune și rele care i-au marcat ultimul deceniu. Aplauze pentru celebrul Cerebel! Numai 10! Doamne, ce faci, mă, ce faci, Cătălin? Mă, de când nu te-am văzut? 4 ani să fie. Incredibil. Omul ăsta este de 10, un băiat extraordinar și vă spuneam mai devreme că în ultimii 10 ani a devenit tată, s-a căsătorit, a făcut foarte multe proiecte frumoase și a devenit șeful Chendamelor pe România. Păi nu-i prea repede. Fii atent, șeful Chendamelor pe România. Atât am avut de zis. Atât am avut de zis. Wow, te rog, loc, wow, te rog frumos, wow, să-i loc. Vezi că știu să fac și elefantul. Yeah. Dacă fac și elefantul... Ia, yeah, nu cred. Ah, stai. Brr, un pic. Atât am avut de zis. Man, trebuie să recunoști că sunt bun. Ești bun, să știi. Știu de la fiul meu. Ești bun, da? Garefan Kendama. Eu ți-am adus modelul lui Oase, nu știu dacă l-ai deja. Știu pe al Oase. Da, ți-l-am adus și ție să te joci și tu cu el, nu doar cel mic. Foarte tare. E... Oase e o legendă. Da. A fost la voi aici, da, știu, da, da, toată, exact, povestea și da, e un dansator de breakdance ca și mine, fost dansator. Și acum uite ce facem cu Kendama, să știi că suntem cea mai mare comunitate de Kendama din Europa. Bă, ești foarte tare și îmi place foarte tare de tine și vreau să-mi spui cum au fost ultimii 10 ani pentru tine. Wow, păi 10 ani să tot fie de când am cunoscut-o pe Elena. Alesia are aproape 8 ani. Să străiască, să vă mulțumesc. Trăiască. Băi, foarte frumoși, nu știu, ani frumoși și nu știu cu ce să încep mai repede, știi, că s-au întâmplat destul de multe lucruri. Știi, când am întrebat cum au fost ultimii 10 ani pentru tine, ai zis în felul următor. Bă, deci acum 10 ani am cunoscut-o, am o fetiță, 8 ani și ăștia au fost 10 ani. Ăștia au fost 10 ani, știi, adică esența. Și în jurul lor s-au întâmplat și celelalte lucruri. Muzică cu, na, tot felul de emisiuni, cu Kendama mai nou acum, sunt multe de spus. Sunt multe de spus, dar băi, eu am emoții acum, înțelegi? De ce? Pentru că nu ne-am mai văzut de atâta timp, știi? Și nu am mai stat pe liga asta voastră, nu mai știu, știi? Fii atent, acum ai emoții, să te uiți la televizor, că avem niște imagini cu nunta ta. Oh. Anul ăsta facem 10 ani de la nuntă. Exact, 10 ani și avem imagini de la nuntă, avem imagini și cu moment foarte frumos și anume botezul, așa că haide să ne uităm la ele și să ne aducem aminte de această perioadă senzațională, nu? Wow, mamă, da, deci nunta... Deci de nuntă m-am ocupat eu și Elena, doar noi am făcut treaba asta. Ne-a plăcut foarte mult ce a ieșit într-un final. Doamne, ce frumos! 10 ani. Elena a fost coregrafa ta la Dansez pentru tine. Așa ne-am cunoscut. Ea a fost coregrafa mea și uite, am fost 2 sezoane și îți dai seama, noi ne-am cunoscut, cum să zic, ne știm de 11 ani și ne-am căsătorit imediat după un an. Asta pentru că am stat 2 sezoane unul lângă altul, ceea ce înseamnă vreo 6-7 luni zi de zi. Cât poți. Adică în 7 luni de zile, îți dai seama, te cunoști 100%. Că mai sunt povestea, de când vă știți? De 4 ani și ați ieșit toată pe săptămână, deci cumulat aveți 2 săptămâni împreună, știi? A fost o nuntă senzațională pentru că a fost în stilul anilor da, zona 20, prohibiție, nu? Da, exact, cu alcoolul, cu când se dădea alcool doar pe rețetă, am găsit noi cum arătau rețetele alea, le-am pus și noi acolo ca și decor, am avut un camion de whisky, efectiv, foarte frumos a fost la nuntă. Anul ăsta sper să mai facem încă una, că avem 10 ani, știi? Adică da, trebuie să facem ceva. Exact, trebuie să facem ceva, nu știu, când, undeva până octombrie o să fie. Ia uite, bă, ce față avea și eu în poza acolo, bă. Exact. Asta a fost de la nuntă, dar stai că după ce ai trecut de momentele astea frumoase, au venit altele și mai frumoase. Botezul. A venit Alesia, da. A venit și... Alesia, care acum are 8 ani. Mamă, cât de mare a crescut. 8 ani, trebuie să o cunoașteți pe Alesia, este un fenomen, să știi. Când veniți odată toți la emisiune așa, în familie? Nu știu, hai că venim. Uite aici. Da, era... Alesia a venit în viața noastră când a vrut bărbosul, pentru că Elena era, ea este cazul în care rămâi gravidă când iei pastile, știi? Adică la noi a venit Alesia așa. Adică nu vă așteptați, nu? Nu ne așteptam. Eram pregătiți pentru un show împreună, să combinăm stilurile de dans. Că abia eram după Dansezi, adică eram înflăcărat să pornim o chestie mișto de tot și bărbosul a zis, stați așa. Că vă dau ceva mai mișto. Și adevărat. Adică a fost foarte... A fost un moment în care eram amândoi, bă, și acum ce facem, știi? Că mama e la Pitești și mama soacră e la Chișinău. Pe noi cine ne ajută, știi? Da. Și...
Ne-am descurcat, să știi. Eu zic că ne-am descurcat de acasă, că fetița asta mică pe care o văd oamenii acum în cristelniță la botez, este o fată care are 8 ani acum și are vlogul ei. Vorbește perfect engleză și este foarte talentată. Să știi, să știi. Dar o să vin cu ea aici să, să o cunoașteți. Te rog, că... spune-i cum e adresa ei de vlog, ca să știe lumea să intre să Alessia o World are pe, pe YouTube acolo. Nu i-am postat foarte multe pentru că încă n-am securizat contul și nu știu, vreau să-l securizez să fie bine în spate și după aia să-i dau drumul pentru că ea, dacă îi dai orice, face unboxing la orice, vorbește despre orice. Dacă ar putea să vorbească tot timp, nu știu, non-stop despre orice, ar filma și ar posta de fiecare dată. Uite, aici mai mare deja. Aici a început școala, da. Fata lui tata, ce seamănă cu măsa. Uite, poze de familie, poze foarte frumoase. Căutați-l pe Cerebel pe Instagram, căutați-l pe Facebook, pentru că omul, ce credeți? Dacă îi dați like, vă dă o chendamă. Ei, stați ușor, stați așa. Păi câte ai acasă? Am o colecție impresionantă de vreo 600 de kendama. Ai acasă 600 de kendama? Sunt colecționar, să știi. Adică a costat ceva bani. Când am făcut și un total, cam cât am dat pe ele. Știu, eu le-am cumpărat în de 9 ani de zile. Am tot cumpărat ba, deci 2, tu ai 600 de kendame acasă? Da, și am și una foarte scumpă. Deci stai un pic, lasă-mă un pic. Deci, oameni buni, am o rugăminte, dacă se poate, primele 600 de like-uri pe Instagram la pagina lui Cerebel, primesc câte o chendamă, are 600 acasă. Nu, că le-am colecționat de atâta timp și chendamele sunt ca și vinul. Adică cu cât se învechesc, adică, cu atât mai valoroase. Această chendamă acum are o valoare, da? Are stoc limitat, peste 2 ani de zile când o să o cauți, o să fie mai scumpă. Dar vreau să le spun ceva celor de acasă, nu știu oamenii, dar Cerebel are și cea mai scumpă chendama din lume. Da, cred că da, cred de, că da. Din aur de către tine, nu? Da. Adică am avut eu o provocare că mi-am dorit foarte mult să am o chendama de aur. Am lucrat cu niște prieteni din Spania, au lucrat la partea de aur. Aici am desenat-o în România și ea are vreo 43 de grame de aur de 18 carate și am zis că o pun la o licitație la un moment dat și o vând cu jumătate de Bitcoin. Na, că să fie și la mod, apropo de partea perfect, asta cu mai nebunia. Mai grijă că n-o vinzi, că Bitcoin în decembrie păi, asta zic. O valoare, asta zic, asta zic, deocamdată e la mine în colecție și stă bine și frumos acolo. O să o pun la un moment dat la o licitație, cu toate că n-aș vrea să mă despart de ea, că este singura, știi? Mamă, deci cea mai valoroasă fiind... chendama din lume, din aur, auzi bă, nene. Foarte tare. Cea mai scumpă s-a vândut cu 13.000 de euro, o chendama. Ești foarte tare. Și când pleci de acasă, le închizi într-un safe ceva, că poate vin hoții și spargă, sfură chendamele. Păi nu le am acasă, nu. Da, unde le ții? Nu. Le la țin bancă. La studio și la studio acolo e păzit, e totul aranjat, adică nu fac griji. N-am ce să fac acasă cu ele, pentru că eu trebuie să mă joc cu ele, să le desfac, să mă joc cu cealaltă, să mă mai... Sunt un colecționar, știi? Dar tu ai întotdeauna chendama la tine, nu? Una în rucsac, una în mașină, un... peste deci tot. Deci dacă atacă câte... hoții pe RC Rebel, este în felul următor: banii sau chendama? Ia, fă o figură de asta să-ți văd, că tu ești șeful chendamelor pe România, cum ziceam. Știi că a fost moda cu spinnerul, toată, da. Cu jucăria, finger spinner, da. Și le-am zis la copii, bă, hai să inventez eu chendama spinner. Ia mă, Cerebele, dă-o încolo, că asta nu mai știu. Nu? Nu, chenda... Ia. Și asta e invenția ta? Da. Bă, cum ai făcut, mă? Ia mai, stai mă un pic. Că nu înțeleg, ești și tu magician cumva, ești și tu Andrei Voicu. De ce mai făcut data chestia asta? Că n-am înțeles. Oricum o să mă uit eu cu încetinitorul în... E cunoscută, toți copiii o știu. E King Dama Spinner, efectiv, da. Este invenția ta? Da. Foarte tare, mă, Cerebel. Sunt mândru de tine, mă bucur tare de tot. Eu mulțumesc, ce să zic. Așa arată un om de 40 de ani cu familia acasă. Ia uite-l. Hop! Păi știi cum e? Hop! Hop! Da, mă, ușor, din ce în ce. Colegii mei... Da, stai să-i luăm. Scuze. Te rog. Colegii mei muzicieni, mulți colegi din domeniu au spus când m-au văzut acum 8-9 ani cu chendama, ziceau, copil bătrân, te joci cu lemnele, cu... știi? Dar aceiași colegi acum un an de zile au zis, bă, dar ce ai lovit-o tu cu chendama? My friend, eu n-am lovit-o cu nimic. Eu pur și simplu m-am jucat. My friend, dacă atât. Ai ajuns să-ți faci chendama din aur, chiar ai lovit-o cu chendama. Plantă, ne-am organizat prost cu cozonacii. Cozonac din aur? Trebuie să ne mai gândim. Cerebel, să-ți dea Dumnezeu sănătate, te așteptăm să vii să ne cânti și ne ești foarte drag și abia te așteptăm aici cu fetele și cu tot. Mulțumim mult de tot. Te mai așteptăm cu mare drag. Eu mulțumesc. Hai să-ți pun medalionul la gât. Mulțumesc mult de tot. Perfect. Ne revedem curând. Și nu uitați, like pe Instagram, are 600 de chendame. Primii 600 care vor da like vor câștiga de la Cerebel o chendama. Pentru următorii 10.000 se va face o tragere la sor și își va da chendama aia de aur. Foarte bine.
A promis, nu? A promis Greta, nu? Da. Să știți că a promis, eu nu am mai zis nimic, oameni buni.